Salutare dragii mei și bine v-am găsit sau regăsit la un nou video la mine pe canal. După cum v-ați dat seama și din titlu, astăzi avem un clip special. Pentru că dacă sunteți pe mediul online de ceva vreme, dacă urmăriți fetele de pe YouTube sau de pe Instagram sau de pe Facebook, cu siguranță această mască vă este mai mult decât cunoscută. Da, este vorba de Elizaveca Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask, iar cutia arată cam așa. Nu mă îndoiesc că nu o știți, cu siguranță o știți pentru că am văzut-o și eu la nenumărate fete prezentând-o. Am fost plăcut surprinsă când am primit și eu la testare această mască, iar lucrul acesta s-a întâmplat, cred că acum o lună de zile, pentru că am vrut să o testez de mai multe ori înainte de a apărea în fața voastră. Dacă mă urmăriți de multă vreme, știți că niciodată nu mi-aș permite să vin în fața voastră și să vă prezint un produs pe care nu l-am testat înainte sau care nu mi-a făcut bine. Ca și disclaimer, aș vrea să vă reamintesc faptul că această mască, dacă mie mi-a mers, asta nu înseamnă că este un adevăr general valabil pentru toate dintre noi. Evident, toate suntem diferite, avem tenuri diferite, avem sesiuni de îngrijire diferite, avem rutine diferite, așa că nu garantez dacă mi-a mers mie că va merge tuturor. Și încheiem disclaimer-ul și noi ne continuăm treaba. Masca Elizaveca Milky Piggy este o mască coreeană, însă se vinde și în România. Ceea ce vreau să subliniez aici este faptul că singurii care vând această mască pe teritoriul României sunt cei de la magazinul web Masca Nor. Pentru că aceștia iau produsul direct din Coreea de la producător. Pentru a verifica autenticitatea măștii, pe partea laterală este un scrapping foil. Avem aici o chestie din aluminiu care se curăță, uitați așa, și rămâne un cod QR aici. Da, acesta este codul QR de care eu vorbeam și acesta îi conferă autenticitate. Dacă vă procurați o astfel de mască și nu are codul QR, asta înseamnă că nu este masca venită de la... Înainte de a-mi aplica pe față, pentru că asta vreau să fac și cu voi, după cum vedeți, nu am absolut nimic pe față, mă rog, am doar puțin roșu ca să nu arăt exact ca o văduvă neagră, aș vrea să intrăm puțin pe site-ul celor de la Masca Nor și să vă citesc puțin din ingredientele pe care această mască le conține. În primul rând, aceasta conține ceaiul matcha. Este un ceai verde de o calitate premium, conține o cantitate uimitoare de antioxidanți, de 6 ori mai mult decât boabele de goji. Această cantitate neutralizează cu ușurință radicalii liberi. De asemenea, conține și bentonit. Se spune că are așa numită inteligență naturală, deci leagă tot ceea ce poate fi dăunător, ce în schimb eliberează conținutul de minerale valoroase în piele, cum ar fi sodiu, potasiu, magneziu, curăță porii, hrănește și îmbunătățește pielea și poate avea un efect mat mai mult timp. De asemenea, conține și cărbune activ, de unde și culoarea, o să vedeți mai departe. Acesta leagă toxinele și are un efect extrem împreună cu argila. De asemenea, conține extract de lavandă, mentă și rozmarin. Acestea sunt responsabile de mirosul plăcut și parfumat al măștii. Probabil veți spune că lavandă, mentă și rozmarin deja sunt trei elemente care emană un miros puternic. Însă vreau să vă spun că da, și eu probabil aș fi spus chestia asta la început, dacă aș fi știut, însă să știți că mirosul măștii este un miros subtil, deloc deranjant. Bun. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă și să aplicăm masca. Masca vine cu o spatulă mică, așa, însă eu nu am folosit-o pe aceasta.
Eu am folosit această pensulă, mi se pare mult mai ok de aplicat cu pensula decât cu această spatulă. Și haideți să vă arăt și cum arată masca la interior. A mea deja a făcut puțin bulbuci, cam așa arată masca. Structura, după cum îi spune și numele, este o structură cleioasă, dar nu lipicioasă, da, deci nu curge. Și haideți să trecem la treabă! Mi-am aplicat masca. Ah, Doamne, cât de mult îmi place cum miroase și îmi place cum se simte pe piele. Deci zici că e, cum zicea și Adina Adam, zici că e zăpadă așa. Anyway, nu știu, eu o las să acționeze 15-20 de minute, cam așa. Ce v-aș sfătui eu pe voi este să evitați zona ochilor, pentru că masca se umflă și nu avem practic control asupra ei și nu aș vrea să aud că vai că mă ustură sau mie nu mi-e bună pentru că mi-a produs iritații. Tocmai de aceea este de evitat zona ochilor și zona gurii. Și haideți să vedem. Da, se umflă din ce în ce mai tare, nu știu dacă mă vedeți, o să mă apropii puțin. Am pus un zoom pe mine să vedeți cum se umflă masca. Este o senzație plăcută de răcoare, aș spune. Și parcă se face cineva așa un masaj așa discret. După cum vedeți, se apare exact ca un nor. Eu sunt cu masca pe față, cred că de vreo 5 minute, cam așa. Însă o voi mai lăsa să acționeze pentru că trebuie să se umple și mai și mai tare. Senzația este una foarte, foarte plăcută. Cu cât stai mai mult cu masca pe față, cu atât senzația este și mai plăcută. Deci simți efectiv că, nu știu, sunt o grămadă de mânuțe mici, mici, mici pe tenul tău care îți fac toate în același timp masaj. Deci asta este senzația pe care aș descrie-o acum. Iar mirosul acesta subtil de mentă, lavandă și rozmarin, nu știu, mă duce cu gândul la niște grădini așa din Bali, că stau așa întinsă pe un șezlong, iar acele mânuțe mici, mici, mici îmi fac masaj pe toată fața. Ah, superb! Gata, dragii mei, am dat masca jos și vreau să vă spun că îmi simt în un atât de curat, atât de proaspăt, atât de fin. Da, așa o senzație de fresh, acea mentă și lavandă. Eu înainte aveam probleme în zona nasului și puțin, dar foarte puțin în zona bărbiei cu punctele negre. Vreau să vă spun că această mască efectiv le absorbe. Dacă aveți probleme cu acnea, dacă aveți probleme cu punctele negre sau dacă doriți doar o curățare a tenului, vă recomand din suflet această mască. Dacă vă uitați în căsuța cu descriere, vedeți că am și un cod de reducere. Așadar, fuguța pe magazinul web Masca Nor, unicii importatori în România, și aplicați codul de reducere Sandra Niculescu, așa că veți beneficia de o reducere de 10% din prețul întreg al măștii. Spor la cumpărături și aștept în comentarii sau pe Instagram review-urile voastre cu privire la mască, dacă ați folosit-o. Sunt sigură, sunt convinsă că veți avea aceeași părere pe care o am și eu. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-am influențat într-un mod pozitiv. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de mine. Dacă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți repede, doar să dați un click stânga, dreapta, nu mai știu unde, dar vedeți voi pe ecran. Ajutați-mă cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip să afle toată lumea de
masca minune, și anume Elizabeta Milky Pink Carbonated Bubble Clay Mask. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi și spor la cumpărături!